A avut ca punct de pornire inventarierea a peste 5.000 de icoane rusești din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, aflate pe teritoriul actual al României. Între acestea, Cristina Cojocaru a reușit să descopere peste 400 de piese, majoritatea inedite, care au condus-o la dezvăluirea unor aspecte mai puțin cunoscute din istoria premodernă. Cercetătoarea a expus astăzi la Academia Română rezultatele acestui studiu, ce a durat mai bine de 3 ani. Academia Română, în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei George Oprescu, a organizat astăzi proiecția dezbatere Prețul celui prețuit, icoane rusești în spațiul românesc în secolele 17-18. Prezentarea Cristinei Cojocaru, cercetător științific al Institutului, a avut loc în sala de consiliu a Academiei Române. Comunicarea de astăzi, sau mai bine zis, proiecția dezbatere, se încadrează în programul anual al Academiei Române, care invită pe rând institutele de cercetare din subordine să își arate munca. De această dată a fost rândul meu dintre colegii secției de artă și arhitectură în perioada medievală de la Institutul de Istorie Artei George Oprescu din București să îmi prezint rezultatele cercetărilor din ultimii ani. Asta m-a preocupat în contextul unui proiect de cercetare internațional finanțat de Consiliul European pentru Cercetare, vizând inventarierea sau studierea patrimoniului de artă rusă din spațiul european, cu precădere din zona estică, din Balcani și din țările române. Dintre rezultatele acestei cercetări, care au fost cele mai importante? Cele mai importante lucruri pe care le-am descoperit au fost, pe de o parte, piese inedite, lucrări de mare valoare, icoane realizate în atelierele țarului de la Kremlin în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, de exemplu, care au fost deținute sau donate de către domnitorii țărilor române, iar pe de altă parte, cred că cea mai importantă contribuție o constituie și concluziile pe care le-am putut trage prin studierea unui număr foarte mare de obiecte, de artefacte. Atunci când ai o viziune de ansamblu, poți să înțelegi mult mai bine fenomenele majore, ca de exemplu impactul pe care vânzarea icoanelor ruse l-a avut în Transilvania și felul în care stoparea acestei vânzări a influențat în mod decisiv producția icoanelor pe sticlă. Sau felul în care aceste icoane sunt ca un fel de semnal, de hârtie de turnesol, putem spune așa, în raport cu relațiile politice dintre Moldova și Țara Românească sau dintre Țara Românească și Moldova și Imperiul Rus. Cum vi s-a părut că a fost receptată cercetarea dumneavoastră? Mi s-a părut că publicul a dat dovadă de interes. Desigur, o bună parte dintre cei prezenți cunoșteau deja aceste lucruri. Sunt parteneri în acest proiect. Este vorba despre Monahia Atanasia Văietiș de la Mănăstirea Stavropoleos, care de asemenea a lucrat în contextul acestui proiect împreună cu noi, sau colega noastră Nicoleta Bădilă, care este muzeograf la Muzeul Municipiului București. Pentru ceilalți, probabil că a fost pe de o parte o surpriză și o invitație de a aprofunda mai mult aceste aspecte, care, repet, sunt foarte, foarte puțin cunoscute. Evenimentul face parte din ciclul de întâlniri științifice bazate pe proiecția de imagini și a fost urmat de discuții cu publicul.